Mulțumim, da, Robert. Da, mersi. Marian Andrei, bine ai revenit. Marian. Bun găsit. Pentru că e vineri, am zis să vorbesc un pic și despre jocuri, dar jocurile care ajută cumva pentru... În două săptămâni. După cum se poate vedea, România va putea fi în zona verde. Dacă muncitorii vor putea stăpâni situația, radiațiile vor ajunge în România în maxim două săptămâni, dar nu vor fi la fel de puternice ca cele din Ucraina. După ce radiațiile vor ajunge în România, multe persoane vor avea boli de iradiere, care pot duce la deces în maxim o lună de la apariția primilor simptome. Din această cauză, o carantină națională care va dura o lună va fi impusă de acum în două săptămâni. Înainte de impunerea acestei carantine, cetățenii României trebuie să își facă rost de provizii și să își găsească un adăpost care nu îi expune la aerul de afară. Cel mai comun adăpost fiind o casă normală, dar dacă este posibil, vă puteți adăposti într-un bunker sau într-un beci. Recomandat ar fi purtarea unei măști de gaz și a îmbrăcăminte groase când doriți să circulați afară pentru 30-50 de minute. Nu consumați alimentele care au stat afară pentru mai mult de 25 de minute. Nu lăsați persoanele sau animalele care au stat afară pentru mai mult de 2 ore la dumneavoastră în casă. Sub nicio formă să nu inhalați cenușa gripei care o veți găsi pe multe suprafețe ale casei dumneavoastră. Aceasta este harta cu un scenariu grav care arată răspândirea radiației în două săptămâni. După cum se poate vedea, România va putea fi în zona galbenă. Dacă numărul de muncitori va fi redus, radiațiile se vor răspândi mai departe. Acest lucru duc în o evacuare totală a populației României, cu ajutorul armatei române, cetățenii fiind duși în Germania, către un centru de carantinare, în maxim o săptămână. Persoanele care nu vor fi evacuate trebuie să se pregătească de un val mare de radiație. Pentru supraviețuirea acestui val de radiație, care va dura maxim o lună, trebuie să vă echipați cu un costum de protecție special împotriva radiațiilor și să vă găsiți un alt post care vă ferește de aerul de afară. Dacă afară va ploua cu strop negri, sunt nicio formă să nu ieșiți în ploaie pentru mai mult de 5 minute, ci rămâneți la adăpost până când toată ploaia s-a oprit. Persoanele care vor fi expuse radiații pentru o perioadă lungă de timp vor putea avea următoarele simptome: greață și vărsători, diaree, durere de cap, febră, amețeli și dezorientare, slăbiciune și oboseală, pierderea părului, vărsători cu sânge, infecție și tensiune arterială scăzută. Dacă aveți minim 4 dintre următoarele simptome, prezentați-vă la spital cât mai rapid. De asemenea, vor apărea multe cazuri de cancer în România. Cu timpul, numărul de animale și de plante va fi redus chiar și la jumătate. Apele naturale vor fi contaminate pentru chiar câteva luni bune. Vă rugăm să respectați aceste reguli pentru siguranța dumneavoastră. Pentru mai multe informații despre acest incident, accesați site-ul www.ms.ro. Dumnezeu să fie cu voi! Și o să încep cu jocul This War of Mine, care a început joia trecut o campanie care a ținut până ieri. Acesta este un joc despre război, dar...